înțeles cum stăm cu turiștii, cum stăm cu viitoarele proiecte ale Roșiei. Râșna Vâlu își propune ca în perioada următoare să depună proiecte pe fonduri europene, atât pentru cetate cât și pentru a diversifica atracția turistică în orașul Râșnov. Pentru cetate avem un proiect în valoare de 5 milioane de euro, nu că nu ne-am fi permis să facem mai mare, dar atât permite axa de finanțare, este plafonată, iar eu cred că prin ceea ce vom reuși să implementăm în cadrul acestui proiect, cetatea Râșnov, din punct de vedere al restaurării, conservării și în același timp de a crea spații adecvate pentru aducerea de diverse expoziții în care să avem microclimat, să avem securitate, cred că vom reuși să facem acest lucru. De asemenea, comunitatea, datorită faptului că există un interes foarte mare față de cetate, avem un număr de vizitatori din ce în ce mai crescut, își va putea să amenajeze în interior, pe partea muzeistică, diverse zone atractive în care să prezinte istoria cetății Râșnov și a comunității din Râșnov. Vorbeați de un proiect de skate park, fix acesta. Da, lucrăm la un proiect, la un skate park. Dorim să-l facem în vecinătatea Trambulinei. Practic, toată zona de pe Valea Cărbunării va fi o zonă care va avea destinația de zona sportivă și zona de agrement, ținând cont de faptul că în perioada de vară avem competiții și se fac pregătiri, dar nu avem aceeași amploare ca în perioada de iarnă, ne propunem ca zona respectivă să fie o zonă vie, o zonă cu foarte multe activități și perioada de vară și ne propunem să amenajăm acolo un proiect în valoare de 5 milioane de euro, un proiect care îl vom depune pe axa 7-1 pe fonduri europene, în care vom avea mai multe discipline care se pot practica, atât skateboard, roller, bicicleta, un fel de trial. De asemenea, vom avea și un perete de escaladă care vom folosi în exterior. Deci, practic, vom avea mai multe funcțiuni și vom avea posibilitatea să venim în sprijinul celor care practică acest sport și să aducem de ce nu și competiții pe aceste domenii sportive.